Nu ne temem noi de lup, noi de lup, noi de lup, nu ne temem. Dar și foși, prințesa zmeului, hoaspa hoaspelor și gălbineața gălbinetelor. Dar toși, doghitocule, ce nu vezi că ascult noutățile? Trebuie să știu și eu ce se întâmplă în lume. Dar și să ascult. Televiziunile le-au închis pe toate. Și după ce au închis televiziunile, s-au apucat de radiouri și au închis și radio. Și acum ascult pe Carceanicu. Și ne-au zis Baba Clava. Ne-au zis Baba Clava, de fapt, cretine, va să te învăț să gâșești la cofeii noi gușii, la cofeii noi ceaina. Mai prăjim vreun serial într-o ceașcă de cofe, dar așa e că trebuie să ascult numai politică. Apoi, și ați cătat în curvă întrat? Ați vrut vremuri bune pe jalul sau pe podnos? Mâine pe mâine ați plătești ca în Germania, pe toți ca cei care nu o ai. Dar prea că ai vrut în Europa. Tu ascultă și prăjești ceainicul. Eu mă duc să ascult Polo Bocu, acolo e mai interesant. Poate mergi cu mine în Beș, acolo sunt emisiunile mai interesante. Gândește. Aici e politică la Ceaning, dar acolo în Beș e veselie, distracție, rebelionul se începe a muș. Adio! Las politica din Ceaning, hai la rebelion în Beș. Adio! Hai că asta-ți pare rău. Nu! Adică iartă-mă, măi. Ia că aici ai dreptate, totuși anul nu ajunge atâta politică și ești pentru mine un posmag. Merg și eu la sprijesc rebelionul în Beș. Iaca, eu trebuie să votez, dar și mă rog, să avem democrație, democrație. Și iaca, am ajuns, dar și la sapă de lemn, am ajuns să ascult noutățile la ceainic. Mi-a cumpărat televizor de 1000 de euro din Europa și adică când îi portret pe perete. Cum, dar și cum poți smac? Desi eu ceva mâncare bună, dar dacă mă duc și eu în Biș. Uf. 2024, 2024, nici n-aș zis ca să te întâlnesc așa de uf.